Bine v-am regăsit, fetelor! Astăzi o să vă prezint ceva super drăguț. O să vă prezint o unghie bubblegum, să zicem așa. O să vă arăt produsele de care avem nevoie. O să avem nevoie de pensule, de baze, baze lichidă și o bază cover, lichidele de pregătire, cryogel plan care nu lipsește de la mine. O să avem nevoie de un pigment și de două geluri colorate. Asta alegeți voi ce geluri colorate vreți. Și o să mai avem nevoie de tipsuri. Să-ți aduc și tipsurile. Eu o să folosesc acest gen de tipsuri. Ia să-ți focalizeze. Da? Și haideți să începem treaba. Pentru început, nu uitați să-mi dați un like, să-mi dați un subscribe dacă încă n-ați făcut-o. O să vă las în descriere coduri de reducere ca să aveți și să profitați de ele. Eu mi-am pregătit unghiuța naturală și am aplicat lichidele de pregătire și baza. În continuare o să facem în următorul fel. O să punem în zona cuticulei o bază albă. Asta am ales eu, voi puteți să alegeți orice altă culoare de bază. O să folosesc această bază. O să iau o pensulă liner și o pensulă ovală. O să vin ușor în zona cuticulei. Opa, că am venit prea sus, nu este o problemă. Și așez frumos culoarea. Eu aici am unghie convexă, dacă nu aș face acest lucru, când aplic tipsul, mi-ar rămâne dezgolită acea zonă. Șterg un pic aici unde am venit sus, pentru că nu am nevoie. O să-mi ridice tipsul, da? Ok, și bag în lampă. O să iau tipsulețul meu și o să iau această bază și o să aplic bază într-un strat pensulat. Pensulat, pensulat, pensulăm să nu curgă. Bine de tot. Iar aici am pregătit un pahar cu niște bule. O să iau o spatulică și o să pun bule în tips. Fără să polimerizez. Deci fac acest lucru înainte ca eu să polimerizez, da? Și bag în lampă. Ok, am scos din lampă. Ștergem. Ștergem bine de tot. Ok. Ia uitați ce frumos arată deja. Vedeți? Așa. Și acum o să aplicăm pigment. O să aplicăm pigment pe toată suprafața. Ștergeți bine să nu mai aveți, să nu mai fie umed, da? Ok. Haideți să luăm pigmentul. Un pigment oarecare, nu trebuie să fie neapărat o marcă. Și luăm aceste geluri de care am discutat anterior. Și începem să aplicăm în tipsul nostru. Și dintr-unul și din celălalt. Puteți să băgați și roz, puteți să băgați ce culori vreți voi. Eu am făcut multe combinații, dar de data asta vreau doar aceste două să le pun.
Ia uite ce frumos se vede deja, da? Uniformizăm și o să aplicăm pe unghiuță. Aplicăm tipsul din zona lunulei și coborâm perpendicular cu axul central, da? Și lampă. Ok, s-a polimerizat. Haideți să luăm și acest tipsuleț jos, strângem. Mai strângem puțin. Ia uite ce frumușel arată. Și acum o să pilim formă. O să pilim în formă oval, pentru că o să facem un oval clasic. Deci, după cum vedeți, avem o pantă care coboară. O să venim să... Prima dată să pilim cu freza. Ușor bordurica. Dacă aveam cine să-mi țină lampa, să știți că nu aveam așa reculare. Iar cum n-am avut, m-am descurcat singură. Vreau să plec un pic și sub unghial. Vârful liber, ca să nu mă chinui foarte, foarte tare. Nu scurtez pentru că nu vreau să scurtez. Și acum o să fac o ușoară pilire de formă cu pila normală. Pila normală, ce ciudat sună, pila de carton. Ați înțeles voi ce am vrut să zic. Nu uitați să-mi dați un like, să-mi dați un subscribe. Haideți să pilim un pic și pereții laterali. Până la urmă, să știți că a ieșit o migdală. Aș fi vrut eu să fac oval, dar între timp am răzgândit, că mi-am dat seama că la lungimea asta arată mai bine migdală. Și chiar arată bine. Ok, avem nevoie de puffer. Cu grijă dați bufferul. Ok. Degresăm și aplicăm finish. Acesta este un finish care își păstrează luciu foarte, foarte, foarte mult timp și ce îmi place la el este că nu dă grosime unghiei. Aveți grijă să nu curgă. Dați-l bine, bine de tot peste tot. Și lampă, fetelor. O să polimerizăm un minut, pentru că este polimerizarea finală, da? Ia uitați ce frumos se vede. Și finisăm, dăm pila finală. Foarte ușor, pentru că aici am dat să nu ne stricăm formă. Ok. Cryogel. Hidratare, hidratare și iar hidratare.
nu fie toată spunsă, că nu-mi place. Sper să vă placă. Dacă încercați acest model, nu uitați să-mi dați un tag pe Instagram. Și bineînțeles, nu uitați să-mi dați un like la această postare. Foarte drăguț, îmi place foarte tare cum a ieșit. Eu am făcut-o și pe mai multe culori, am făcut-o și cu roz, de data asta am vrut să combin doar galben cu albastru. Dar să știți că și cu roz arată bine și cu turcoaz arată foarte bine. Perfectă pentru concediu. Așa zic eu. Acum fiecare după cum consideră, da? Super busy.